Ai, neamule, hai, vino la Mercedes, ca marfă bună cu gust de alunu. Haide-mi, domule, hai, o, haide că marfă proaspătă, haulă! Să nu se vadă aici ce marfă a meu. Stai, măță, că dacă nu te dau și pe tine. Hai, mă, neamule, hai, neamule, haulă! Bună ziua, agentul operșan de la Poliția Antidrog. Bună ziua, domnul polițist, dar ce mai faceți, dar ce bine vă stă chipiu în cap. Ia spuneți-mi, ce aveți dumneavoastră aici? Ce să am, numai gânduri bune pentru toată lumea. Și gândurile astea bune se vând la kilogram sau cum? Domnul polițist, dar n-am făcut nimic, ca sunt curată ca lacrima izvorului. Nimic? Dar tu crezi că eu sunt prost? Tu știi de cât timp te filez eu pe tine? Crezi că eu n-am observat că tu apari în fiecare an în perioada asta cu droguri de mare risc? Cu ce să apar, domnul polițist? Păi, eu am informații exacte că tu în perioada asta umbli cu droguri de mare risc. Substanțe foarte periculoase pentru corp. Cum să fie astea periculoase, domnul polițist? Dumneavoastră v-ați străcat la cap? Că-s de aici! Hei, pitbull-ul meu! Dumneata, nu știi cât de periculoasă e substanța asta și cât de mult rău poate să facă unor oameni? Tu nu știi că poate ajunge la spital sau mai rău? Tu nu te uiți la știri? Tu nu vezi ce se întâmplă în țara asta? Deci acum că te-am prins în fapt, am nevoie de niște informații. În primul rând, marfa. E din import sau e produs aici în... în zonă. Domnul polițist, dumneavoastră, de aici, de la mine, din bătătură, o produc. Pui o leacă de iarbă și o produci. Și mai este cineva implicat sau lucrezi singură? Da, este. Un cocoșel mă ajută. Aha, nume de cod cocoșel. Și este de ajutor sau cum funcționează, cum lucrați? Ajută el, dar cum să vă explic? E tânăr și cam calcă strâmb. Nu calcă bine. Și el consumă? Da. Și el mai ia, da? El nu-i pretențios, el bagă, mai ia o iarbă, mai bagă două babi și dacă iarnă, bagă ciocușul în zăpadă. Ia auzi, sunt zăpadă, ciocul, de ce? Și consumator. Deci, doamnă, treaba e simplă. Am mandat de arestare pe numele dumneavoastră pentru infracțiunea de trafic de droguri de mare risc. Doamnă, tu dumneavoastră v-ați zăpăcit la cap? Cum să mă arestați? Că eu, pentru droguri, că eu am, doamnă, uitați ce am aici. Am și eu, uitați, un cozonac, niște ouă și niște droguri. Pentru asta să mă arestați voi? Cum? Păi asta am zis și eu. Trafic de droguri de mare risc. De droguri? De droguri. Droguri. Păi tu nu ai văzut că în fiecare an la masa de Paște românii ajung, după masa de Paște, de fapt, ajung românii cu miile acolo în spitale de proștie cât mănâncă. Aceiași oameni pe care dacă îi pui să vaccineze, ei refuză că nu știu ce e în vaccin. Dar mănâncă 4 kg de piftie cu 12 ouă, cu 2 metri de cozonac și 800 de grame de maioneză. Deci îmi pare rău, trebuie să vă iau la secție. Hai. Să, domnul polițist, să vă zic un adevăr. Merindele mele nu sunt atât de comune cum le face orice gospodină și bagă toți oamenii în spital. Ale mele au ceva mai bun. Am și marihuana în drob. Deci dumneavoastră ai pus marihuana în drob? Da, și cocaină în coaja de ouă. Deci tu ai pus droguri în droburi. Ah, atunci, ok, nu-i problemă. Că oricum asta nu se pot mânca prea multe la masă și maxim de la cocaină slăbești. Adică faci mișcare, dai și grăsimea jos. E bine. Puteți continua. Așa mâncați așa ochii tăi, dar dacă tot treaba asta așa, ia și un cozonac umplu cu ce știu eu, să te facă mai fericit și să ai un Paște fericit! Ule, hai să-ți arate Mercedes-a ce marfă bună cu gust de altaci! Pus tu chiter mâțele, că mă să enervez. Aole, uite că a venit ăsta. Hai, dă-mi un pupic. Bine, hai. Ia mers acum, lasă-mă jos, dă-mi de mâncare.